tuturor celor din Zodia Pești sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Pești și bine v-am regăsit la citirea bonus pentru luna aprilie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. <coughs> Haideți să vedem care ce influențează, ce vă influențează în general în luna aceasta. Și aici avem o șase de monede. Poate fi vorba de a echilibra două situații, de a mulțumi două persoane, Uh, lucrați foarte mult, poate să reușiți să vă echilibrați din punct de vedere financiar. Vorbim de foarte multe eforturi pe care le depuneți în această lună. Încercați să vă împărțiți, poate în mai multe direcții, să uh, echilibrați balanța, dar poate fi vorba și de un focus pe care îl aveți din punct de vedere financiar sau unul promut, mult focus pe muncă la voi, dar veți deține controlul. Veți fi foarte autoritari. Posibil să. O altă situație care vă poate influența în luna aprilie să aibă legătură cu un drum, să trebuiască să mergeți la un drum, să faceți niște schimbări sau să fiți un pic mai lejeri, mai deschiși la anumite schimbări să nu puneți o oprire asupra unor lucruri care pot veni în viața voastră. Posibil să aveți de face și cu Zodia Berbec, Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător. Există un stres pe care îl aveți de foarte mult timp și probabil veți lucra pe această situație în luna aprilie să scăpați de tot ceea ce vă frământă, să reparați acele situații sau da, relații care vă seacă sau luați niște Luați niște hotărâri. Haideți să vedem cum veți acționa Nu de bâte, patru de monede. Nu prea vreți să acționați uh, într-un mare fel pentru că voi cam ați avut de suferit în ultimul timp și încercați foarte mult să vă protejați, încercați să rămâneți în, pe poziție, uh, să nu atrageți atenția sau să nu acționați într-un mod uh, care ar putea să vă afecteze într-un fel sau altul. Posibil să aveți de face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător sau cu semne de pământ, a orfecioară capricor. Aici putem vorbi și de ofrică. Uh, o frică. <coughs> Cer scuze. De a manifesta niște sentimente de a vă bucura de o iubire, de omplinire, de a vă declara dragostea, apar niște informații, apar niște declarații în legătură cu o poveste de iubire. Cum veți acționa cu iubire? Poate ar trebui să eliminați acea frică și să acționați cu sufletul înainte. Protecția aceasta, pe care, bariera aceasta pe care voi tot o puneți în față, considerați că ar aduce o siguranță, vă aduce o siguranță, vă face, vă, da, vă dă o stare așa de putere, de control, dar vedeți că aveți turnul, oricât ați încerca să vă impuneți în fața unor lucruri, să acționați în termenii voștri, turnul o să distrugă aceste bariere pentru că trebuie să tratați situațiile din viața voastră într-un mod diferit. Foarte multe comunicare o să apară, veți fi foarte selectivi cu oamenii cu care veți discuta. Și mi apare faptul că vi se deschide o ușă, vi se deschide o oportunitate de a vă îndrepta pe o, poate chiar și o, o schimbare a vieții, poate o evoluție, simțiți un progres în viața voastră. Secretele pe care nu le cunoașteți încă, avem regele de spade, avem magicianul și luna, două arcane majore. Ce nu știți voi este că veți întâmpla întâlni o persoană, posibil în semn de aer, gemen, balanță, vărsător. Dar având vedere că avem magicianul aici, poate fi orice semn zodiacal, care vă ajută să ieșiți dintr-o nebuloasă, dintr-o neclaritate, dintr-o confuzie. Ce nu știți este că veți rezolva o chestiune financiară și profesională la care ați muncit foarte mult și parcă la un moment dat v-ați și luat gândul că ar mai putea exista un rezultat pozitiv. Deși ați fost foarte agățați de acea situație, loc de muncă, proiect, plan pentru a avea o siguranță de viitor, v-ați mulțumit cu câte puțin, dar de data aceasta vine ceva mai concret. Posibil să rezolvați și anumite chestiuni cu acte, documente. Magicianul aduce pasiune, dorință, intimitate. Mm secrete. Văd aici foarte multă manipulare, o manipulare care îi veți pune punct dacă cineva încearcă să vă controleze. Poate fi vorba și de un final, un final natural, aveți de a face și cu Zodia Scorpion. Poate fi vorba de o discuție secretă cu o anumită persoană în urma căreia aveți lua o hotărâre, veți pune un punct, da? Pentru că se, va ter se poate termina cu o nehotărâre, să știți. Dacă ați avut multă confuzie, dacă nu știați, e bine, nu e bine, mă bag, nu mă bag, aleg, nu aleg, merg în direcția respectivă sau nu, dacă ați avut toate situațiile acestea, să știți că totul va lua sfârșit în urma unei discuții. Luna, într-adevăr, aduce și multă iluzie, dar și foarte multă intuiție. Poate vezi niște dușmani ascunși, poate vorbim despre o iubire haotică, dar nu e haotică, că e un pic, este o iubire grea, este o iubire împărtășită, poate fi și o altă persoană implicată în toată povestea, vorbim de familie. Poate veți de face cu semne de pământ, ori fecioară capricorn sau semne de apă, rac, scorpion, pești. Ce nu știți este că această persoană vă împărtășește sentimentele, că și-ar dori mai mult de la voi, se menține pe poziție, apare comunicare sau fiți atenți la detalii, fiți atenți la ceea ce primiți în scris, că vi se vor transmite mesaje subtile. Și haideți să vedem și sfaturile despre cum ar trebui să acționați pentru a vă rezolva problemele pe care le puteți întâmpina în aprilie. Avem un 10 de cupe. Aici vorbim de un focus pe familie sau vă puteți bizui pe familia voastră. Poate fi vorba și de o revedere sau să aveți în preajma voastră o persoană care vă face să vă simteți ca acasă. Vorbim de foarte multă emoție, de foarte multe trăiri interioare, dar la o intensitate foarte ridicată, deci trebuie să tratați totul cu multă dragoste. Și să lăsați în urmă ceea ce considerați că vine ca o greutate. Deci poate trebuie să abandonați un plan, un proiect, o idee, un gând, să nu mai stați prin și acolo ca să vă bucurați din plin de ceea ce vine, sau treceți prin foc și apă ca să ajungeți la un succes de plin, la o realizare foarte mare aveți de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești și avem și zodia leu. Ia să vedem, familia, ca și sfat, ce se întâmplă aici, este vorba de faptul că voi implicați sau exact cum v-am spus, da, poate cineva vă lasă sentimentul de acasă și nu abandonați persoanele care vor să crește sau alături de care puteți crește. Aici este și o fugă într-o oarecare măsură. Este nevoie de o hotărâre într-adevăr, de a lăsa ceva în urmă, de a abandona un proiect, un gând, un sentiment, ceva ce nu, nu vă creează confort. Asta ar fi ca sfat. Și încă, da, o, o dependență, o toxicitate, ceva care vine foarte greu, poate ceva care vine foarte ușor de fapt, că... Prea frumos, e prea frumos să fie adevărat, cam asta ar fi. Poate vezi de face și cu un capricorn. Lăsați în urmă o ceartă, lăsați în urmă o situație toxică, o situație care v-a consumat foarte mult și vă îndreptați victorioși către succes. Există și o care instabilitate emoțională, dar pe care o veți vindeca, o veți vindeca. Deci apare și vindecarea aceasta. Sunt anumite lecții, într-adevăr. Atenție la detalii, exact cum v-am spus, cu persoanele cu pe care intrați în contact, mesajele pe care le primiți, pentru că sunt semnale subtile aici. O să vă mai stresați pe parcursul lunii, dar vi se deschide un drum și văd uh, o persoană care vă este profund uh, uh, loială. Vă puteți bizui pe această persoană 100%. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Papa. Pa!